De ce cred că Universul are un început? Cum poate Universul să aibă un început când știința modernă spune că energia este eternă? Conform primei legi a termodinamicii, energia nu poate fi nici creată, nici distrusă. Ei bine, dacă este așa, atunci Universul trebuie să fie etern, deoarece este făcut din energie indestructibilă. Cu toate acestea, Biblia indică faptul că Universul a avut un început și nu a existat înainte ca Dumnezeu să-l creeze. Nu este aceasta o contradicție între Biblie și știință? Aici există un conflict de opinie, dar nu o contradicție reală, de fapt. Dovezile indică faptul că Universul nu este etern, ci a avut un început, exact așa cum spune Biblia. Câteva observații sunt relevante aici. Da? În primul rând, prima lege a termodinamicii este adesea prezentată greșit, afirmându-se că energia nu poate fi creată. Cu toate acestea, știința se bazează pe observație. Iar afirmațiile, cum ar fi poate sau nu poate, nu se bazează pe observații, ci sunt de la reții dogmatice. Prima lege ar trebui să fie enunțată în felul următor. În măsura în care putem observa, cantitatea de energie reală din univers rămâne constantă. Altfel spus, în măsura în care știm, cantitatea reală de energie din univers nu scade sau crește. Enunțată astfel, ei bine, prima lege nu se pronunță niciun fel asupra locului în care și de unde provine energia sau de cât timp se află aici. Astfel, ea nu contrazice declarația din Geneza conform căreia Dumnezeu a creat Universul. În al doilea rând, o altă lege științifică bine stabilită este cea de-a doua lege a termodinamicii. Aceasta afirmă Cantitatea de energie utilizabilă din Univers este în scădere. Conform acestei legi, Universul se află în declin. Energia sa este în curs de transformare în căldură inutilizabilă. Dacă este așa, atunci Universul nu este etern, deoarece acesta ar fi rămas fără energie utilizabilă cu mult timp în urmă. Sau, altfel spus, dacă Universul se desface, atunci înseamnă că a fost odată împachetat. Dacă ar fi avut o cantitate infinită de energie, atunci nu s-ar fi epuizat niciodată. Prin urmare, Universul a avut un început. Așa cum Geneza, versetul 1 din primul capitol, spune că a avut loc. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Timpul, spațiul și materia. De aceea cred ceea ce cred.